Eu spun așa. Asta trebuia să fac. O să invit în platou pe bunica ce îi crește doi dintre copiii acestei femei. Se numește Floarea Stănică. Am cunoscut-o și ieri și așadar o invit chiar acum. De când am ajuns bunica, bună seara, doamnă! O să vă rog să luați loc pe canapea. Uitați că am găsit-o pe Noră. Am văzut. E foarte supărată pe dumneavoastră. E foarte supărată, dar tot ce a spus, a spus numai o minciună. Unde e alocația lui Cornel de atâta timp, de 9 ani de zile? La casa de pensie. Pe data de 24, acum de ianuarie, am fost la Slatină de mi-am pus dosarul de pensie. Așa, și am întrebat la casa de pensie. La casa de pensie? Acolo. Și da. Copilul nici nu mai este în evidență la casa de pensie la Slatină. De ce? Păi de ce? Pentru că tu ai făcut card și ai tras aici. Păi și cardul vi l-am lăsat, ți l-am lăsat lui Fitu. Dar ție nu ți-e rușine să spui tu că mă bați pe mine când eu-ți cresc copii? Și așa nu ești. Ce ai crescut? Cum nu i-am crescut? Cum nu i-am crescut? Dacă mă alergați voi pe mine pe șosele și mă făceați în toate felurile. Uite, doamna Simona și doamna Mara, și beia să dea telefon în comună. Da? Să dea telefon în comună, să dea telefon la școală, chiar să dea telefon la primărie. Chiar te rog, dă telefon în comună să vadă ce femeie ai fost tu. Ce femeie, ce fel de om ai fost? Ce exemplar le-ai de la copii? Nu te uita la mine, că vrei să te repezi la mine. Nu te uita la mine. Așa nu e scăpat. Stai, de ce să nu fiu scăpat? Păi întreabă vecinii să vadă ce este, ce-ți putea ție capul și tu ai văzut ce spun și vecinii tăi? Copilul ăla, de ce l-ai lăsat? De ce l-ai lăsat pe Alin? De ce nu l-ai lăsat la noi? De ce nu l-ai lăsat la casă, cum ai lăsat și pe ea doi? Când a plecat, ai plecat tu. Și copilașul tău, copilașul tău, nu că nu fac nimic, doamnă. Copilașul tău a rămas plângând după tine în poartă. Să vă așezați, vă rog. Cine mi-a zis ca să-i las? Doamna Stănică, să vă așezați. Asta e și că te aduc ursulesc în viu. Când ai luat pe Cristina și ai plecat, ce ai promis lui Costel, lui Cornel? Ce a zis Cornel? Mami, ia-mă și pe mine. Viu și te iau de Crăciun. Câte Crăciunuri au trecut de atunci și tu n-ai mai dat pe la ei? Și de ce i-a acceptat când ți-am adus? De ce i-am acceptat? Da. Pentru că am știut cine ești, că n-ai casă, n-ai nimic. Și tu cine ești? Ești un bețiv, bă? Doamna Radu, vă rog frumos, doamna Radu. Copiii tăi au două case. Doamna Radu, m-auziți? Nu ți-a rușine. Nu stau puțin. Dumneavoastră să stați puțin. Doamna Stănică, opriți-vă un pic. Doamna Radu. Păi vreau să-mi spun și eu tot ce s-a întâmplat cu ea. O să vă dau eu voie, vă rog frumos, nu mai jicniți, vă rog din suflet. Pentru că așa este, doamnă. Lăsați că n-ați toți vecinii știe cine a fost. Doamna, dacă această doamnă ar fi cum spuneți dumneavoastră, eu m-aș duce să-mi iau copilul, doamnă. M-aș duce să-mi iau, să-mi cresc eu. Dacă eu știu că o femeie are problemele pe care dumneavoastră spuneți că le are... Dar eu mai știu ce să iau de acolo, dar cum să las copiii mei să fie crescute? La nivelul doamnei, dar de ce mi-a oprit? Auzi, am zis, mai ține și tu că nu mai pot, pentru că nu mai aveam posibilitatea să-i cresc. Nu aveam bani, nu aveam de niciun. Ce puteam să-i fac? Să-i dau la cămin? Nu, la doamna care... Păi și i-am lăsat la ea, am făcut un rău că i-am lăsat la ea pentru că nu mai aveam posibilitate? Să scrieți. Deci am lăsat din acest moment. Vă duceți la poliție unde se... Și să lăsați doamna copiii. Radu, dacă, dacă doamna care vă crește copiii spuneți că e bețivă, dumneavoastră care v-ați abandonat copiii, cum sunteți? Nu e abandonă asta. Pentru că nu i-am abandonat, i-am abandonat. Cum v-ați descrie dumneavoastră? Spuneți-mi trei calități pe care le aveți. Dacă doamna e cum e, dumneavoastră cam cum sunteți? Așa cum sunt, amărâtă, animănui și asta sunt. Păi și de ce faceți copii, doamnă, continuu, dacă sunteți amărâtă și animănui? Nu pot să-i dau afară. Procedeul e frumos. N-am umbră de îndoială. Dar de ce îi faceți? Dacă tot sunteți amărâtă și animănui. Dar ce se va întâmpla cu bebelușul ăsta pe care l-aveți? Știți ce? Îl cresc așa cum pot. Cum i-am crescut și pe Ilan. Singură, pe închirii. Mai știu cum i-am crescut. Doamna Radu, e fetiță, e băiat, ce e? Știți? Nu. Ați fost la vreun control până acum? Nu. Trebuia să ajungă la chestia asta, nu puteai să vii la trebuia, mine, dar tu de atâția ani de ce... Puteai să-mi spui, nu am posibilitatea să-i mai cer. Dacă tu ai închis telefonul la copii. E numere de telefon. Aveți Facebook, doamnă? N-au că le-ai cumpărat tu, de atât de 9 ani de zile care e tu alocația. Da, așa ceva. Ai luat și pe lui Cristina, când a fost Cristina, trăim de 3 ani la mine și am văzut eu de ea, eu am dat-o la școală. Tu cum ai luat-o de la mine, ai măritat-o. Fetița ta la mine. Doamnă, dar aveți smartphone, că uite, Roxana a venit cu ei. Aveți telefon din ăsta pe care se poate intra pe Facebook, nu? Da. Aveți? Păi, cum? N-a zis că n-aveți bani 200. Cam telefon, dar e de la jaf.
A zis că e smartphone. Doamna Jaf, dacă pe un Jaf nu poți intra pe Facebook. Doamna Stănică, doamna Stănică. Doamna Radu, stați să vă vadă o lume înțeleaptă. Păi să te vadă pe tine o lume întreagă, pentru că eu sunt bolnavă. Eu am două accidente vasculare și văd de copii. De asta, doamna Stănică, haideți să ne liniștim, da? Da, da. Eu sau tu, că spun copiii ce faci tu. Știi dumneata. Dar nu ți-e rușine să minți tu că i-a luat socră-tău copii? Socră-tău când venea de la servici pe fiecare săptămână, când venea de la București, venea cu pachetul la fiecare copil cu dulciuri. Păi și normal, de ce recunosc că mă vede Dumnezeu? Când ai venit, ai luat pe Cristina, nu aveam posibilitate, n-ai avut posibilitate, dar țigarea Kenta ai avut posibilitate să o spui. Doamna Stănică, vă întreb și eu acum. Copiii tăi a cerut să le dai, mami, dă-ne și nouă un leu, ce ai zis? I-a fost greu fi tu să-i crească 2 ani de zile? N-am să vă dau, dar pachetul de Kenta era în buzunar. Doamna Radu? Doamna Radu, dar nu, doamna Radu, mă auziți? Uitați-vă un pic la mine. Da, doamnă. Doamnă, să știți că eu am văzut multe aici în platoul ăsta, multe, credeți-mă. Și multe le duc greu, dar eu așa un tupeu, eu n-am mai pomenit. Cum puteți să-i spuneți femeii care vă crește copiii că fitul n-a putut să-i crească 2 ani de zile? Păi, dar dumneavoastră sunteți mama lor, i-ați născut, i-ați crescut 9 luni în burtă, doamnă, nu aveți sentimente pentru acești copii? Sunt în 2010, doamnă, copiii la mine. Eu le-am purtat de grijă, așa bețivă cum spune ea că sunt. Eu am fost cu ei la spital când au fost bolnavi. Păi ea n-a interesat-o nimic. Doamnă, eu vă întreb acum, văzând-o și cunoscând-o cum este și cum se comportă, ce v-ați dori să facă, de fapt? Nu vreau nimic, absolut nu vreau nimic de la ea, pentru că eu mi-am făcut pensie, acum am ieșit de la vârstă la pensie, soțul meu are o pensie și el cam alocația tot vă trebuie, doamnă. Alocația aici, copilului asta vrea copilul să-și o ia, că mereu și când să-și facă buletinul. Perfect, să-și facă, deci buletinul. Doamnă, acum. Încolo nu vrem nimic de la ea, absolut, nici banii din urmă în care a luat 9 ani, nu vrem absolut nimic, numai atâta vrem. Dar acum se poate rezolva lucrul ăsta. Încolo să-și ia copilul alocația. Auziți, doamna Radu, dar nu vă e dor, adică, niciodată de copii ăștia? Da, mi-a fost dor de și n-am avut posibilitate. Păi cum, doamna, n-ați n-am avut? Aveți bani? Smartphone, aveți Facebook, aveți serviciu, fumați, nu fumați 3 zile, fumați, nu știu. Adică, chiar dacă aș vrea să vă înțeleg, nu vă înțeleg și nu vă înțeleg nici atitudinea asta. Eu, în locul dumneavoastră, știindu-mă vinovată, veneam spășită, mă puneam în genunchi și îi pupam mâinile femeii ăstea, că îmi crește copiii și sănătos. Dar de ce nu merită, doamnă? Vi-a omorât? Pentru că mi-a făcut rău. Dar dumneavoastră ce meritați? Mi-a făcut un rău. Dumneavoastră nu mai meritați să faceți copii. Da, aduți aminte. Păi ce rău ți-am făcut eu ție? Dar ce legătură are ce v-a făcut dumneavoastră cu copiii respectiv? Să vă spun eu de ce a plecat de la Oporelu. Are 10 milioane datorie la un privatizat. N-a plătit banii și în loc să plătească banii, a luat alocația copiilor și a fugit. Da, a luat fitul, toți banii are, s-a dus. Atât, ce-a luat fiul, nu ți-e rușine. Hai să vorbim și cu domnul care crește al treilea băiat al doamnei Radu. L-am cunoscut și aseară, se numește domnul Constantin Gheorghef, îl vedeți chiar acum. Bună seara, domnule Gheorghef. Bună seara. Cred că ați văzut deja că am găsit-o pe mama lui Andrei. Vreau să vă rog să-mi spuneți dacă este adevărat ce ne-a declarat doamna, că îi trimite alocația. Nu, nu e adevărat. Nu îmi trimite niciun ban. Cum e, doamna Radu? Și da, tu să veniți să o luați, că eu n-am ridicat niciun ban. Mi-a dat atunci... Ați auzit ce a spus? Să veniți să o luați, că ea n-a ridicat niciun ban. Alo. E aproape păi acolo, de ce nu vine să o ia de la card? Păi da, ea are cardul. Păi are card, cum să iau eu alocația ei? Eu am o curiozitate, nu se poate o desfășurare acolo, un de-aia, pe unde am extras de cont? Chiar aș vrea să văd până unde merge tu pe când, când am fost... Când am fost în lehliu și am vrut să stau de vorbă cu ea, de ce n-a... Cu Cristina a stat de vorbă și ea a fugit. Am strigat la ea să facea că eu nu eram acolo ca să stăm de vorbă, nu te-am văzut. E, ca să stau de vorbă cu tine. Nu mai văzut, dar am strigat la tine, Marianu, dar nu mai răspund. N-am auzit, poate. Dar e adevărat că a fost acum 2 luni să-l vadă pe Andrei? Nu. Dar de fetița cea mică... Pe Dumnezeu deasupra și nu vreau să mint. Pe fetița cea mică a văzut-o acum 2 luni cum susține? Nu a venit... Da, ia zi, Costele, tu, de ce motiv? Nu, Dumnezeu, că stă lângă mine aici. Stă peste... Mă aude, nu? Mă aude. Păi aia spune motivul. Pentru fată că... Pentru...
îți spui mie, pentru fată, când atunci când a venit Sandu și a zis că a fumat Cristina, tu ai zis că n-a fumat și v-ați luat la râcă, el a sărit așa, tu ai sărit cu cuțitul la el, a spart geamul, el a sărit cu pățul și ați luat și ați spus, dar vine și poliția. Asta a fost motivul. Și asta, dar copiii ce vin au? Dar de ce n-ați mințit, doamna Radu, că ați fost acum 2 ani să vedeți, acum 2 luni să vedeți copiii și... Am fost, dar nu erau acasă nici el. El era plecat cu tractorul, erau plecați cu căruța. Ce chestie, ce situație. Dar v-a întrebat clar Simona de când n-ați văzut copilul și a zis, l-am văzut pe Andrei acum 3 luni. Două. Adică nu ne insultați... Bunul simț, că hai să zicem, nu am fi inteligenți, dar măcar așa avem memorie nealterată. Știți care părerea mea? Adică copiii ăștia bine care cine să-i crească, că ajungeau pe drumuri sau ajungeau prin, știu eu, centre de plasament. T-a fost adică mici, n-a ajuns pe drumuri, sunt, doamnă. Lăsați-mă, doamnă. T-a fost mici. Mici cine s-a chinuit cu ei, nu eu? Cine? Cum v-ați chinuit? Păi și cum, doamnă, cu un copil când îl faci te chinui când e mic și după aia nu te mai interesează? Ești responsabil până îl faci om. Până ajunge pe picioarele lui și după aceea. O mamă adevărată așa simte, doamnă. Și când are copilul 50 de ani, mama, dacă o ține Dumnezeu în viață, tot se perpelește pentru orice durere a copilului. Da. Despre ce vorbiți dumneavoastră acum? Dar v-ați dorit copiii ăștia, doamnă? Păi sigur. Nu sigur. Eu i-am dorit, ce să fiți unul. Păi bine, dar eu văd că acum mai crește tatăl și nu dumneavoastră. Doamnă, dar curiozitatea mea e, de ce faceți copii? Asta, adică mi-e teamă că singurul motiv adică pentru care sunteți conștientă face că puteți să faceți, să faceți dragoste și fără să dați naștere la prunci? Doamna Radu, că aveți Facebook, băgați pe Google acolo. Cum pot să fac dragoste fără să rămân gravidă? Că dacă aveți smartphone,